Să ne oprim asupra două lucruri frumoase de tot. O iarnă cu zăpadă, o iarnă minunată, cu răcoare, cu grade minus, cu adierea ușoară a vântului, cu răsăritul soarelui, cu cerul albastru, exact ca în lirica eminesciană. Gândiți-vă că astăzi sunt 174 de ani de când poetul nostru al românilor, despre care am citit foarte multe lucruri frumoase puse de fiecare, împlinește 174 de ani de când a venit pe pământ și astăzi se odihnește în cer între luceferi și stele, pe care le-a cântat, le-a spus în poezie. Controversele și părerile au fost dintotdeauna în tot felul împărțite, pe noi nu trebuie să ne intereseze orgoliile. Eminescu rămâne Eminescu și chiar dacă locul lui nu mai poate fi în cărțile de limba română, din cauza mediocrității celor ce conduc acest sistem de învățământ românesc, el trebuie să fie în conștiința națională, ca și domnitorul Ștefan cel Mare, ca și Mihai Viteazu, ca și Mircea cel Bătrân, ca și Alexandru Lăpușneanu, ca și Vlad Țepeș și alți domnitori. El trebuie să fie în inima românilor, trebuie să fie în inima oricărui patriot, trebuie să fie în inima oricărui cetățean care s-a născut mai ales în zona Moldovei și mai ales în țara noastră românească. El a fost un mare promotor al limbii și graiului și românismului. Mult ce am putea să spunem. Viața a fost scurtă și tumultoasă, însă poeziile au rămas opere de geniu. Tot astăzi pomenim și pe Pavel Tebeu, un alt mare astru și strălucitor soare al pustiei, și pe Ioan Colibaș, un alt mare trăitor al pustiei. Vedeți, nu întâmplător, în această zi de 15 ianuarie, Dumnezeu a îngemănat aceste mari străluciri, pentru că și unitatea spirituală Crăiasa regându-te rugăciune, colind înviere. Deci el are câteva poezii legate și de această, și de această minunată taina credinței. Să nu uităm că a avut pe mătușile sale la mănăstirea Agafton, Iepraxia și Olimpiada, să nu uităm că a trăit și la mănăstirea Neamțu o vreme, să nu uităm că el a fost omul care a trăit în lumea spirituală a Cernăuțiului. Și dacă ne aducem aminte doar așa în mare, el are și geniul acesta al cărții facerii sau lirica aceasta filozofică despre lume, pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă poartă gândând răt cu mii de veacuri, vedeți, facerea lumii, la început când, pe când ființă nu era nici neființă, când totul era lipsit de viață și de credință și voință, când se ascundea nimica, deși totul era ascuns, când pătruns de sine, odihnea cel nepătruns. Fu prăpaste, genune, fu noian, întins de ape, n-a fost lume să priceapă și nici minte să priceapă. Când era un întuneric ca o mare fără rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază, pentru că nu era lumea făcută, Duhul Dumnezeu domnea deasupra apelor și Duhul Sfânt se purta gol. Umbra celor nefăcute începuse a se desface și în sine, în păcate, stăpânea eternă pace, dar deodată un punct se mișcă, cel din tâi și singur, iată cum Milhouse face mumă, iar el devine tată. Deci creația lumii din nimic, referatul biblic, vedeți ce frumos. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, este până fără margini peste margine lumii. De-a neguri eternă se desface în fâșii și de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii, pe când până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos, pe cărări necunoscute și în roiul luminoase, izvorând din infinit, deci lumile se succed, noi nu știm veșnicia al Dumnezeu și nu știm nimic despre adâncul Sfintelor Scripturi, totul în mâna lui Dumnezeu. Ei, acest genul eminescian gândea aceste lucruri. Iată lumea asta mare de copii ai lui mici,
Ne adunăm și facem pe pământul nostru mușuroaie de furnici microscopice, popoare regi, oșteni și învățați, se succede generații și ne credem învățați. Muște zi mici de pe o lume mică, te se măsură cu cotul, în acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul, cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, când răci înainte întuneric se arată, deci nu știm de unde venim. Și nu știm unde mergem, a spus-o Mântuitorul în Scriptură, dacă vă aduceți aminte. Eu știu de unde vin și eu știu unde mă duc. Voi nu știți de unde veniți și nu știți unde mergeți. O lopată de țărână să depune. Deci, iată, filozofia vieții și a morții în conceptul eminescian. Nimic în plus, nimic în minus. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să ne dăm așa un pic seama că totuși noi trăim departe de adevărul biblic prin faptul că ne e lene să citim Scriptura, deși în Scriptură scrie, cercetați Scripturile, să aflați în ele viața veșnică. Lăsându-l pe domnul Eminescu în altarele Putnei, în altarele bisericii, lăsându-l în altarele literaturii, lăsându-l în altarele înțelepciunii, lăsându-l în altarele geniului, lăsându-l în altarele nemuririi, lăsându-l în altarul stelelor, lăsându-l în tronul luceafărului, să ne îndreptăm ochii spre frumusețea literaturii române, să ne îndreptăm ochii spre limba română. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșiere vărsată. Limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii. Da, acolo este țara mea și neamul meu celor românesc. Acolo eu să mor, aș vrea. Acolo aș vrea eu să trăiesc, spunea un alt poet. Deci, Eminescu este scara care leagă raiul cerului de raiul pământesc al românilor, de raiul pământesc al poeziei, de raiul pământesc al doinei, de raiul pământesc al naturalului, de raiul pământesc al etosului românesc. A fost un bun român, un bun patriot, un bun om de condei, un bun geniu de gândire. Știa 6 sau 8 limbi străine, a studiat în Germania, a studiat la Viena, nu a fost oricine. Dar, ca orice om care părăsește această lume, se îndreaptă și el liniștit spre ceruri. Și astăzi se odihnește de acolo și veghează, poate pe de-o parte, dorința de frumos a românilor sinceri și curați și hoția și minciuna oamenilor de nimic care au năvălit această țară și o distrug pas cu pas. Să sperăm și să credem cu toată credința că Dumnezeu, prin sfinții săi, va curăți acest neam de lepre și gunoaie. Pavel Tebeu este unul din sfinții Egiptului, despre care Antonie nu știa nimic, ci i s-a descoperit, avea aproape 100 de ani, trebuia să îi se scrie viața. Și a mers așa prin pustie din vestire dumnezească și când s-au întâlnit față în față, ce credeți că s-a întâmplat? Nu știau care la care să se închine. Unul spunea, o, soare al cereștii lucrări, ălălalt, o, soare al credinței, până la urmă s-au îmbrățișat, s-au sărutat. Pavel a povestit toată viața lui, neștiind că există în asemenea om mare lângă el, alături cu aceeași nevoință. Și așa a rămas Sfântul Pavel Tebeu, scris în cartea Patristica Patericului din povestirile Marului Antonie și prin descoperire dumnezească. Deși și-au spus fiecare pe nume din îngăduința și descoperirea lui Dumnezeu. Patericul egiptean este cea mai mare vatră de jeratec mistico-ascetic pe care l-a avut vreodată Biserica Universală Creștină. Ei s-au născut toți mari titani ai convorbirii cu Dumnezeu. Un marele Antonie, un marele Pahomie, un marele Ioan Colovu, un marele Macar egiptean, un marele Efrem Siru, un marele Isaac Siru, un marele Amon Anitriot, un marele Pafnuti, un marele Pimen, un marele Isidor, un marele Arsenie, un marele Paisie, un marele Moise Arapu și mulți
alți mari sfinți și le citim învățăturile. Iată de data aceasta și o modalitate de smerenie și lepădare de sine rar întâlnite. Aici în special vorbim mai mult de mame, care ele sunt foarte triste și supărate atunci când un pruncuț merge la mănăstire sau o fată pleacă și ia viața, calea vieții monahale, gândindu-se cât de rău s-a nenorocit, cât de greu s-a nenorocit fiul sau fiica mergând pe această cale, fără urmași, fără casă, fără copii, fără soț, fără soție. Și vezi, Doamne, se duc așa într-un necunoscut. Toată viața e un necunoscut. Dacă te calcă mașina, e un necunoscut. Dacă faci un cancer, e un necunoscut. Dacă nimerești un bărbat rău, e un necunoscut. Dacă nu nimerești o soție, e un necunoscut. Dacă ai un eșec la serviciu, e un necunoscut. Dacă ai o nenorocire sau o pagubă în viață, e un necunoscut. Dacă sunt româna Gabi și sănătate și lui nănuțul ăla tânărul care nu mai dă niciun semn. Dacă se întâmplă să mergi din eșec în eșec sau să distrugi viața cu patim necontrolate, cu ticăloșii necontrolate, cu comportamente, cu vicii nestăpânite, iată că totul e necunoscut. Însă drumul pe calea vieții sau mers în urma lui Hristos aduce măcar acea mulțumire sufletească că n-ai trecut pe pământ degeaba și ai lăsat ceva în urmă. Părinții Sfântul Ioan Colibașul au fost niște oameni care atât de mult și-au iubit fiul încât n-au vrut niciodată ca el, deși dădea semne de asceză și mistică și de trăire înaltă, să-l lase de acasă să plece. Și el a fugit undeva într-o mănăstire. După ce s-a format duhovnicește, l-a luat atâta dor și satan atâta l-a muncit și a luptat, încât dorea să-și mai vadă odată părinții. Și atunci starețul, printr-o descoperire dumnezească, i-a spus: de acum ești zdrențăros, ești cu barbă, ești schimbat, nu te mai cunoaște nimeni, te-ai maturizat, te-ai ars de soare, te-ai vestejit de post, de lipsa unde lemnului, de nevoință, din cauza înfrânării, din cauza frământării. De acum ai dezlegare să te duci și să te nevoiești unde vrei. Și ce a făcut Ioan Colibașul? S-a dus sub formă de cerșător undeva în apropiere de casa tatălui său și a rugat pe cineva să-i facă o colibă și a făcut o colibă acolo și cerșea în chip de cerșător în fiecare zi la poartă. Tatăl, care era foarte aspru și foarte sever, de câte ori îl vedea pe acel cerșător, simțea să-i dea câte ceva, dar spunea: duceți-l de la poarta mea, că nu-mi face cinste aici în fața porții. Și el se depărta din nou la colibioara lui și sta acolo. Însă mama, arsă de dorul fiului său, când vedea acest cerșător și că mai vorbește și de Dumnezeu, se supăra și mai mult că tocmai un asemenea cerșător i-a smuls copilul de acasă. Și iată, caz așa, mâine așa, într-o zi cerșătorul a spus unui vătaf de